Filip s-a născut în urmă cu 3 ani. Este un băiețel voios, inteligent și zâmbitor, dar pentru el orice pas este extrem de dureros și de obositor. Micuțul suferă de tetrapareză spastică. Disperați, părinții lui Filip au încercat totul în Galați. Au mers apoi la București, unde li s-au deschis mai multe uși. Li s-a recomandat să facă terapie la Sibiu. Tratamentul a dat rezultate, dar băiatul are nevoie și de o intervenție chirurgicală care poate fi făcută la Chișinău. În primul rând vreau să le mulțumesc din tot sufletul că a fost alături de noi și ne-a plăcut foarte mult și îi așteptăm și cu altă ocazie și în alte împrejurări. Această operație l-ar ajuta pe Filip să meargă și cum posibilitățile financiare ale părinților sunt reduse, oamenii cu suflet mare care au aflat de drama lui Filip au organizat la Casa de Cultura Studenților un spectacol caritabil pentru acesta. Dacă doriți să îl ajutați și dumneavoastră pe Filip, aveți la dispoziție contul în lei afișat pe ecran.